Cum să ne ferim de rău? Este o bună întrebare pentru că cu toții vrem să fim feriți de cele mai rele lucruri și, din păcate, ajungem în anumite situații să ne confruntăm cu ele. Această emisiune este dedicată în totalitate adolescenților, fetelor și băieților și, evident, vouă, părinților, chiar și nouă care nu suntem părinți. Bine v-am găsit, prieteni, într-o frumoasă duminică după amiază, pentru că e primăvară afară, la o nouă ediție a emisiunii Motivat, unde subiectul emisiunii se referă la cum să ne ferim de rău, anturaje și viața noastră de zi cu zi. Cei mai supuși răului sunt adolescenții. Evident că, în mod general, cu toții suntem, dar adolescent fiind și lipsiți de maturitate, așa cum se spune, suntem tentați să greșim. Greșim uneori fără voia noastră, luați de val, alteori ne dorim să se întâmple acest lucru pentru că îi vedem pe alții că prin răutatea lor, prin abordarea agresivă și directă, după părerea noastră, ni se pare că aceia au reușit să ajungă foarte departe. Motiv pentru care foarte mulți dintre adolescenți greșesc. Se iau de fumat, se iau de băutură și de multe alte lucruri total greșite. La vârsta aceea, tuturor li se pare că fac lucruri corecte și frumoase, nu? Și noi când eram copii ne permiteam să mai scăpăm în jurătură, să vorbim un pic mai tare pe drum. Astăzi, dacă vedem copiii ieșind de la școală în autobuze sau pe stradă vorbind urât, le atragem atenția și, evident, dacă ne gândim că și noi într-o anumită perioadă a vieții făceam așa, ne cuprinde rușinea. Bun. Și totuși se întâmplă destul de multe lucruri urâte. Am văzut și o zicală pe care eu o detest total. Când un copil face o prostioară, se găsește altul și spune: așa te-a învățat, mă, citez, măta să faci? Nu, cu siguranță, niciun părinte nu-și îndeamnă copilul ca acesta să facă ceva rău. Lucrurile acestea vine din teribilism și lipsirea de maturitate a lor. Să vorbim un pic despre anturaje și ce ne determină să ne aruncăm în anumite anturaje care, văzute din afara lor, par destul de agresive, dar pentru ei, cei ce se integrează cu bine acolo, sunt niște lucruri destul de corecte. Păi, în adolescență suntem supuși să facem greșeli destul de multe fără a ne da seama că ceea ce facem noi face rău altora, dar în primul rând nouă, da? Pentru că suntem adolescenți și nu suntem în totalitate maturi. Cum se spune, mintea noastră începe să se dezvolte și e foarte bine să avem grijă din adolescență la modul în care ne comportăm, pentru că noi așa de aici începem să ne creăm propria viață și evident că de aici începe maturitatea. De undeva, de la 12-13 ani, putem să spunem că intrăm pe o linie dreaptă în care cărămidă cu cărămidă reușim să construim partea frumoasă a vieții. Dar evident că lipsiți de maturitate, din anii de școală, de liceu, de facultate, drumurile, în loc să meargă drept înainte, ne mai duc ori în stânga, ori în dreapta, depinde unde ne este cărarea, ca să zic așa, făcută. Și în cele mai multe situații, din păcate, adolescenții aleg lucruri rele. E adevărat că este de aplaudat și de felicitat acei copii. Sunt de aplaudat și de felicitat care au reușit să se oprească din a face prostii, care au reușit să refuze aceste anturaje ușor dubioase. Păi, în primul rând, de ce intrăm în anturaje? Pentru că avem nevoie de prieteni, clar. Prieteniile sunt frumoase la vârsta aceea și nu numai. Cu prietenii ești la cinema, ești la o terasă, ești la o prăjitură, în funcție de vârsta pe care o ai, da? Bun, în grupul de prieteni ne permitem să avem o grămadă de discuții mult mai de ochiate decât le avem cu frații, surorile, părinții și așa mai departe. Pentru că fiind între prieteni și niciun caz acasă, ne simțim liberi, nu suntem stânjeniți că cineva ne-ar urmări sau ne-ar certa pentru simplu fapt că am făcut o prostie. Și uite, așa începe să se creeze anturajul. Încă de la vârste destul de fragede, îmi pare rău că trebuie să o spun, dar cam ăsta e adevărul, 10, 11, 12 ani, copiii se iau de fumat. Un lucru urât. Știm cu toții, fumatul dăunează grav sănătății și bine și frumos ar fi să nu dați curs acestei tentații. Este urâtă și grea pentru că majoritatea fumătorilor nu au mai reușit să se lase de țigări și pe lângă faptul că și-au stricat sănătatea, primul lucru destul de clar, al doilea factor este risipa de bani. Pentru că fumând tot o să ai nevoie de bani, de bani, de bani și așa mai departe. Dar ne întoarcem la ale noastre cu anturajul. Aceasta este clasificarea anturajului pentru că pur și simplu noi ne încercuim de acei oameni guralivi care râd, văzându-i guralivi sau că se poartă urât, și că au succes ne determină și pe noi să facem aceleași lucruri. Practic, copilul adolescent dorește să devină lider, da? Să devină un om de care cam toată lumea să asculte în acel grupuleț al lor, el să dea ordine sau să facă toți așa cum spune el.
Mai mult de atât, adunându-se într-un grup destul de mare, ca și anturaj, stând în fața blocului, pentru că n-au în afara școlii nicio altă grijă, mintea lor e destul de liberă să gândească la cele mai negative și cele mai greșite lucruri pe care să le pună în practică. De la furturi, hoție, până la ajunge să se ia de băutură și cel mai rău de droguri, evident. Dacă ajung în situația asta, acel om, acel adolescent, este pe viață terminat, pentru că odată cu luatul de băutură sau de droguri, toate lucrurile frumoase ale vieții s-au spulberat. Aceia sunt niște oameni care nu vor mai reuși să-și întemeieze o familie, care nu vor mai reuși să aibă parte de o viață liniștită și doar de zbucium, căutând să ajungă infractori să fure bani pentru a-și procura doza zilnică de droguri sau de băutură. E adevărat că ne place să fim între prieteni, e adevărat că, așa cum am spus un pic mai devreme, fiind plecați de acasă, ne simțim liberi, da? Că nu sunt părinții alături de noi, dar asta nu trebuie să ne dea voie să ne aruncăm în anturaje, în grupuri destul de rele, ca să spun așa, și împreună să ne întărâtăm la a face prostii. Lucrul ăsta este total urât. Evident că la adolescență nu ne dăm seama, dar corect și bine ar fi să ascultați de oamenii mai mari care nu vă vrea rău. Practic ar trebui să înțelegeți că noi am fost ca voi, iar voi nu sunteți ca noi. Și noi am trecut prin etapele vieții prin care treceți voi și veți ajunge și voi să treceți prin etapele vieții pe care mergem noi. Da? Și la rândul nostru noi vom îmbătrâni și vom merge, evident, înainte, pe urmele părinților noștri, bunicilor noștri, la fel la rândul vostru și voi și generațiile care vor veni din urmă. E bine așa, să avem prieteni, foarte bine, să ieșim împreună cu prietenii în oraș, la Molda, să bem o cafea, să mâncăm o înghețată, este un lucru foarte frumos, să stăm în fața blocului, dar să fim chibzuiți, să nu ne amuzăm pe seama persoanelor nevoiașe, nevoite, da? Supărate, care au dizabilități. Am văzut destul de mulți tineri care râd de oamenii care au probleme. Nu este frumos să râdem, pentru că, din păcate, pentru omul acela, situația existentă, că are o deficiență, îl chinuie destul de tare, da? Și spre nefericirea lui, el nu va reuși niciodată să ajungă ca voi, ca un om sănătos. Asta e, ăștia sunt factorii bolii, dar voi cei care sunteți sănătoși, ați putea oricând ajunge în situația unui om bolnav. Deci asta este și motivația pentru care nu trebuie să râdeți. Mai bine să-i întindeți o mână de ajutor, pentru că acest lucru vă va crea liniște. Doi la mână, nu căutați să fugiți de oamenii care au probleme. Am văzut foarte mult și fete și băieți care nu vor să se împrietenească cu oamenii care au probleme. De ce fugim unii de alții? Faptul că acel om are o problemă nu te încurcă pe tine cu nimic să-i fii prieten. El poate să gândească la fel de bine ca tine sau poate mult mai bine și tu, cel care ești sănătos, ar trebui să te gândești că stând în preajma unui om care cunoaște suferința, ar trebui să înțelegi că pe el suferința l-a maturizat, pentru că l-au dat la o parte foarte mulți oameni, iar singurătatea și el însuși au stat de vorbă și au ajuns să-și creeze un zid de maturitate atât de mare încât să știe să fie înțelept, motiv pentru care voi, cei care sunteți sănătoși, copii, dar și oameni mari, nu fugiți de oamenii cu suferință, pentru că vom învăța unii de la ceilalți. Ba chiar aș spune că cei care n-au nicio problemă pot învăța mai multe de la cei care au destul de multe supărări, da? Dizabilități și așa mai departe. În străinătate lucrul ăsta chiar se vede foarte clar, am văzut în țările străine cum oamenii sănătoși ies la teatru, la film, la terasă, cu băieți, cu fete în cărucioare, da? Sau care nu văd, pur și simplu, pentru ei nu există nicio distanță din punctul ăsta de vedere, doar pentru noi în România, pentru că încă nu am reușit să ne formăm o idee, o educație de genul ăsta care să ne facă să înțelegem că, ferească Dumnezeu, fiecare dintre noi putem ajunge în lucrurile rele. Hai să nu deraiem prea mult de la subiectul de astăzi, și anume cum ne putem feri de rău. Dorința există cu siguranță să ne ferim de rău, dar realitatea spune că nu întotdeauna reușim, pentru că facem destul de multe greșeli, repet, încă din adolescență, când suntem imaturi. De-aia se spune că o persoană devine majoră de la 18 ani, dar eu aș spune că nici măcar de la 18 ani nu te poți considera în totalitate matur, poate nici la 25, nici 30 de ani. Cel mai mult te va maturiza viața, cel mai mult te vor maturiza problemele, pur și simplu. Ferească Dumnezeu să treci prin necazuri, dar dacă se întâmplă, e bine ca de acolo să înveți ceva și să știi că acele probleme ți-au fost date tocmai pentru că Dumnezeu te-a văzut imatur și pentru că și-a dorit să te responsabilizeze. Da? Nu căutați să risipiți timpul aiurea, fumând, bând și drogându-vă. Nu căutați să vă băgați în grupuri din acestea rele pentru simplu fapt că l-ați văzut pe unul că, dacă a înjurat, este apreciat și iubit de fete. Asta este doar o părere, este o chestiune în aparență. Dacă intrăm în profunzimea lucrurilor, veți constata că în anturajele unde există oameni răi, este și foarte multă tristețe. Tristețea, nesiguranța, da?
neîmplinirile unor stări sufletești, emoționale, i-a adus pe acei oameni să devină destul de răi, pentru că nu au avut prieteni când au trebuit și au simțit nevoia cumva să iasă în față, să devină lideri, să ne convingă că ei sunt cei mai puternici. Ăsta este factorul care vă face și pe voi să ajungeți să vă doriți să fiți exact ca ei. Repet, la suprafață pare ceva frumos, pare ceva interesant, că un băiat care înjură este iubit și apreciat de o fată, dar dacă stați să intrați în profunzimea lucrurilor, acel băiat care înjură o să constatați că a avut destul de multe probleme triste în viața lui și cu siguranță nici nu-i convine, dar ăsta este modul prin care reușește să fugă de trecutul tumultos și necăjit de care, din păcate, acea persoană a avut parte. Acum ne referim un pic și la părinți. Mulți dau vina pe părinți că nu-și supraveghează îndeajuns copiii, tocmai de aceea ei ajung să fie hoți, golani, cum este numit în zilele noastre de astăzi, da, și să intre în anturaje dubioase. Nu trebuie să dăm în totalitate vina pe părinți, eu n-aș spune că nu sunt și părinții responsabili. Cu siguranță sunt, dar majoritatea părinților și a copiilor care au plecat pe o cale greșită nu înseamnă că sunt total irresponsabili. Părinții mai trebuie să meargă și la servici pentru a asigura traiul familiei, da, al întregii familii. Părintele, mai mult de atât, trebuie să-i acorde încredere copilului său și să vorbească cu el. Acum depinde și cât de mult reușește părintele să atragă copilul de partea lui. Înainte de a constata, de a spune ideea că tu ești copilul meu, mai întâi de toate tu trebuie să fii prietenul lui. Cumva să-l înțelegi și din punct de vedere adolescentin, să-l înțelegi și din punct de vedere al copilului tău și prietenesc și în toate felurile, ca acesta să prindă încredere în tine, să nu se ferească de tine și să spună toate lucrurile frumoase, dar și cele urâte pe care a reușit să le facă la școală sau pe afară sau în grupul lui de prieteni. Este de reținut un singur lucru, că tu ca părinte sau voi ca părinți nu trebuie să-i amenințați pe copii cu bătaia, nu trebuie să țipați la ei, pentru că li se va implementa în minte acest lucru, crescând într-o familie unde se înjură, unde se țipă, unde se bea și se fumează, fiți sigur că acel copil va copia în totalitate comportamentul vostru, pentru că se spune că ce ai văzut acasă, de aceea vrei și tu să ai parte, de aia vrei să ai parte. Ei bine, căutați cumva să vă purtați frumos. În primul rând trebuie să vă gândiți că acelui copil i-ați dat viață prin rodul iubirii voastre. Deci vi l-ați dorit. Copilul, pentru voi, reprezintă partea pură și modul prin care dați mai departe, duce mai departe viața voastră, familia voastră. Deci, în mod normal, trebuie să știți să vă purtați frumos cu acel copil. Nu l-ați făcut să-l bateți, să-l umiliți, să-l înjosiți și prin toate acestea să-l determinați, să ia din comportamentul vostru, iar atunci când își va crea și el o familie, să urmeze același exemplu pe care l-a văzut acasă. Așadar, dragi copii, nu vă lăsați duși de val, nu vă lăsați furați de mirajul acela al băieților răi, bad boy, sau al fetelor rele. Și voi, fetelor, nu fiți atât de credule, să credeți orice și pe oricine. Nu gândiți că dacă o fată face nu știu ce prostie care o ajută să ia bani. Uite, să spunem video chat sau să nu zici, să zicem prostituție, poftim. Da, trebuie să vorbim deschis, este un lucru dur, dar adevărat, care se întâmplă în rândul nostru. Voi, fetelor, nu căutați să copiați acele persoane. Dacă a ajuns să facă prostituție, a ajuns, repet, din cauza multor neîmpliniri și a multei neștiințe, că n-a avut cine să fie lângă ea și, evident, n-a știut cum să-și ghideze comportamentul în viață. Și atunci ea a considerat că așa se face mai ușor banii. Căutați să trăiți frumos, că aveți o viață și trebuie să înțelegeți că orice lucru rău și urât pe care îl faceți pe acest pământ, pentru orice lucru de genul ăsta, veți plăti. Și în cel mai nefericit caz, veți plăti cu închisoare. Vă veți pierde ani frumoși din viață stând după gratii pentru simplu motiv că ați devenit un hoț de buzunare, un drogat care a făcut rău altora. Gândiți-vă și la chestia asta. Înainte de a intra într-un anturaj de ăsta dubios, gândiți-vă care sunt consecințele. Poate să-ți meargă bine o lună, 6, un an, 2, dar cu siguranță vine un moment când povestea frumoasă a succesului tău se va opri. Pentru că vei ajunge ca lângă acei băieți sau lângă acele fete rele, în anturajul vostru veți ajunge împreună să vă doriți să faceți mai mult rău și mai mult rău, să vindeți droguri, să consumați, la rândul vostru să furați, dacă faceți toate acestea și veți ajunge evident într-un loc de dezastru. Ba, chiar puteți aveți surpriza neplăcută ca aceia pe care credeați foarte buni prieteni, în momentul în care ați dat de greu, ei să vă părăsească, să plece. Să plece, da? Să vă lase singuri. Și voi, evident, să trageți de partea voastră toată pedeapsa. Pentru ce? Pentru că ați stat aproape de niște băieți
care v-a asigurat vouă un confort așa, să vă umflați în pene. Cu ce te ajută dacă tu, de exemplu, te umfli în pene? Dacă vii și spui, băi, eu sunt cel mai tare. Explică-mi și mie. Pe moment, în fața lor, poate că par un om macho. Da? Dar în momentul în care veți pleca fiecare către casa lui, fiecare își va vedea de treaba lui. E drept că poate vor ajunge unii să te știe de frică. Dar asta pentru tine reprezintă o faimă? Nu, sub nicio formă. În ideea imatură a adolescenței, da, reprezintă o faimă. Dar dacă veți crește mai târziu, o să aveți păreri de rău și, din păcate, timpul nu-l veți mai putea întoarce. Fiți copii, bucurați-vă de copilărie pentru că e frumoasă, pentru că e unică, pentru că e pură, dar încercați să o trăiți frumos. Nu încercați să vă aruncați așa de repede în lucruri rute doar de dragul de a fi ascultați. Dacă nu vă găsiți prieteni pe măsura voastră, stați o perioadă singuri cu voi. Puneți mâna, citiți o carte, ocupați-vă de lecțiile școlare, luați-le ca pe o competiție ca să puteți să asimilați mai ușor materia. Și cu siguranță vă veți găsi prietenii buni alături de care să faceți lucruri frumoase. Să mergeți la munte, să mergeți la mare, să mergeți la terasă și împreună să vă distrați frumos, fără a vă face vouă rău, dar și celor din jurul vostru. Este oarecum inevitabil, pentru că și dacă vei purta o discuție cu un copil adolescent, indiferent cât de clară va fi acea discuție și evident cât de calmă va fi discuția cu acel copil, iertați-mă că mă bâlbui, dar asta e, mi se întâmplă și mie, copilul nu va reuși să înțeleagă în totalitate, să separe binele de rău. El te va asculta, în mintea lui va zice bla bla bla, să termine odată că m-am săturat cu teoria chibritului și după ce va ieși din casă, el cu siguranță își va urma cursul vieții. Tocmai de aceea v-am spus că e bine voi în familie să vă purtați frumos, ca părinți, evident, să-i creșteți frumos, să mergeți cu ei în locuri frumoase, unde să vadă doar oameni frumoși, prietenii voștri de familie să fie niște oameni buni, niște oameni buni alături de care să faceți voi lucruri frumoase ca să le ofere lor siguranța, dar și dorința de a face și ei ce a văzut la voi. Așa, ușor, putem să diminuăm parcursul greșit al unui copil de a intra în anturaje dubioase. Mai mult de atât, insuflați copilului acea bucurie de a citi o carte, de a crea ceva. Da? Nu neapărat, nu toți copiii sunt făcuți să cânte la pian, la vioară, să fie sportivi. Ajutați-i cumva, găsiți singuri ca părinți ideea care să le dea dependență de ceva, să aibă un hobby, nu știu, să deseneze, să construiască bărcuțe, deci să-și ocupe timpul într-un mod destul de creativ atunci când sunt liberi. Nu neapărat să-i lăsați să stea pe Facebook, pe YouTube sau alte site-uri de internet care pot deveni mai târziu nocive și în momentul în care lucrurile vor cădea pe o pantă destul de urâtă, noi ne vom face destul de multe procese de conștiință că nu am cheltuit din timpul nostru, nu am folosit timpul nostru așa cum a trebuit cu copiii noștri. Și uite așa, ușor, ușor îi pierdem din mână. Copilul nu trebuie să știe de frică, copilul trebuie să știe de respect. Copilul trebuie să-l vadă pe tatăl lui și pe mama lui, în primul rând ca pe cei mai buni prieteni și apoi ca pe părinții pe care îi iubește. Căutați să vă comportați frumos, să stați de vorbă seara cu ei când vă așezați la masă sau când vă strângeți toți la televizor, să povestiți fiecare despre ce a făcut în ziua ce tocmai s-a încheiat, să vorbiți despre prieteni și să-i convingeți să vă povestească cu de amănuntul ce au făcut la școală sau în cercurile unde s-au plimbat. Dragi copii, să știți că nimeni nu vă vrea rău, toată lumea vă iubește și toți caută să vă facă cât mai mult bine. Dar lucrul ăsta ține și de voi. Nu vreau să credeți că cei care sunt răi au succes. Au succes doar în aparență, repet, în realitate, dacă stați să studiați problema puțin cu atenție, chiar așa copii cum sunteți voi, veți vedea că am dreptate prin ceea ce vă spun. Feriți-vă de țigări, feriți-vă de băutură, feriți-vă de droguri, feriți-vă de lucrurile nocive care vă pot distruge viața. Și în principiu, ca să tragem concluzia acestei emisiuni, cum să ne ferim de rău? Simplu, prin bunătate, prin atenția familiei, prin modul nostru de cunoaștere și anume să ne ocupăm mintea cu activități care sunt destul de constructive. Să ne înconjurăm de prieteni, dar să nu vrem să acceptăm să stăm lângă prietenii care fac rău, care bea, care se droghează, care se fumează. Căutați să nu faceți din timpul vostru doar o preocupare și anume să stați în fața blocului, la o țigară, la o bere, pentru că va intra în obișnuința voastră toată această schemă și vă va îndepărta de școală,
de facultate, vă va da dependență de asta unii lângă alții, fără a face nimic. Și o altă chestiune pe care am uitat să o menționez în cadrul emisiunii de astăzi, voi părinților, nu încurajați pe copii dându-le bani fără să facă nimic. Pentru că, în primul rând, dacă un părinte îi dă bani copilului, mulți, foarte mulți pe mână, acesta nu va mai ști să prețuiască banul. El va ști că trebuie să primească mereu de la mama și de la tata și nu va ști să-l cheltuie corect. Îl va cheltui așa cum crede el, pe toate prostiile. Doi la mână, va deveni dependent să primească bani de la mama și de la tata și nu-și va dori cu siguranță niciodată să se angajeze. Trei la mână, când voi părinții nu veți mai fi, dacă vă iubiți cu adevărat copilul, trebuie să știți că acesta a fost învățat doar să îi se dea, să toace. Și cum a intrat în anturaje dubioase, dacă voi părinții nu-i mai puteți da sau nu mai sunteți în preajma lor, acei copii vor comite destul de multe infracțiuni și lucruri destul de urâte pentru că trebuie să supraviețuiască. Instinctul de supraviețuire, cu neștiința cum să facă ca lucrurile să fie bune în fața lor, îi vor determina să facă destul de multe prostii. Problema cu anturajele dubioase, repet, ține în primul rând de voi, dragi adolescenți, dar și de voi, dragi părinți. De comun acord trebuie să stați de vorbă și să-i faceți pe copii să înțeleagă lucrurile bune și mai puțin bune, la fel și voi, dragi copii, să-i înțelegeți pe părinți. Nu le explicați pe un ton agresiv atunci când face greșeală. Da, face o greșeală, indiferent ce a făcut, a spart un geam, s-a purtat urât cu un profesor, corect și normal ar fi să nu ții la el sau să-i dai o mamă de bătaie. Să porți o discuție matură, chiar dacă el e mic și evident imatur, tu caută să-i vorbești frumos, să-i insufli din maturitatea ta și să-i spui: nu-i frumos că azi ai țipat la doamna profesoară, la doamna învățătoare, nu-i frumos că azi din neatenție ai spart un geam cu mingea sau ai înjurat pe nu știu cine. Că dacă tu ții la el, el cu siguranță îți va lua ție frica. Evident, îi va fi frică de tine ca părinte, dar nu-ți imagina că o să te respecte mai mult și o să te asculte. Și doi la mână, trebuie să știi că dacă el te-a văzut pe tine ca părinte, că ai țipa la el, da? Și lui s-a făcut frică, la fel și el la rândul lui va țipa la alții pentru că știe că așa cum lui s-a făcut frică și altui copil îi se va face frică de el că a țipat la el. Și uite, așa vom merge din greșeală în greșeală. Unele lucruri par banale, dar să știți că sunt foarte constructive în ceea ce privește modelarea pentru o viață mai dreaptă. Hai că am rezolvat-o și pe asta cu anturajul. Sper să fi înțeles fiecare dintre noi ceva. Vă mulțumesc și pentru această frumoasă emisiune Motivat, că ați fost lângă mine, pentru această duminică, că mi-ați acordat din timpul vostru și am stat împreună. Vă mulțumesc pentru că zi de zi sunteți aici pe YouTube. În fiecare zi a săptămânii, de luni până sâmbătă, de la ora 14 găsiți poezii, iar în fiecare duminică, de la ora 17, emisiunea Motivat. Dragii mei, eu nu pot să vă spun decât atât, să aveți grijă de voi, să fiți sănătoși, să vă iubiți și să vă feriți de rău, pentru că răul este partea care întunecă frumusețea vieții, frumusețea sufletului, frumusețea inimii. Sunt Gabriel Răzvan Stoica, vă doresc tuturor o duminică după amiază frumoasă, iar începând de mâine o săptămână așa cum vă doriți voi. Și încă o dată, dragi copii, ca să încheiem frumos și corect, aveți grijă de voi, purtați-vă frumos unii cu alții, dar și cu părinții voștri, ascultați-i și fugiți de anturajele dubioase, pentru că nu vă va oferi niciun confort. Ba, din contră, vă va duce într-un punct destul de dezastros și mai târziu veți plânge pentru greșelile pe care va trebui să le plătiți. Hai, nu vreau să vă plictisez, vreau doar să vă învăț lucruri frumoase de care să țineți cont. La revedere, dragilor, ne vedem duminica viitoare!